Hai cu următoarea știre. Da, o știm cu toții pe Niculina Stoican și știm cât de pozitivă este, însă puțin știm că artista ascunde și o mare suferință, drama sa fiind legată de faptul că tatăl său nu a dorit-o niciodată. Artista a povestit în urmă cu ceva timp că între tatăl și mama sa a fost o iubire profundă, care însă s-a terminat brusc și urât în momentul în care tatăl său a decis să plece cu o altă femeie. Mai mult, pentru că mama sa era la rândul său artistă, Niculina Stoican a fost crescută de bunică, motiv pentru care nu a putut să se bucure de prezența tatălui, mai ales că acesta a decis să plece. Însă despre toate aceste lucruri și despre faptul că l-a iertat pe tatăl său, Niculina Stoican a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, așadar haideți să urmărim declarațiile despre lucrurile la care a supus-o viața. Încerc să răspund răului cu bine, atât cât pot. Să fiu categorică, ca cei din jurul meu să înțeleagă că nu sunt de acord cu ce se întâmplă rău și să fac bine atât cât pot. Nu spun că sunt perfectă, nu sunt un om ca toți ceilalți, dar am învățat din viața asta că cel mai important este să fii sănătos și să-ți dorești și să faci bine. Viața nu poate să-ți dea doar bine, dar ce primești de la viață poate fi o lecție. O lecție din care înveți sau nu înveți ceva. Mai spunea Niculina Stoican următorul lucru: este foarte dureros să duci invitație la nuntă tatălui tău și el să nu vrea să te primească. L-am cunoscut o singură dată, dar niciodată nu a vorbit cu mine. Tatăl meu nu a avut puterea să recunoască că iubește o femeie mai tânără decât el. Și acum, dacă vorbește despre el, ochii mamei se umplu de fericire și de nefericire. Eu totuși l-am iertat de dragul mamei mele, dar n-am avut același sentiment ca pentru tatăl vitreg. Sunt declarații extrem de dureroase și Niculina Stoican e așa o persoană care emană o persoană numai minunată. Bucurie, fericire, prin cântecele ei, prin modul ei de a fi. Și o femeie foarte puternică, că a trecut și ea prin multe. Mă bucur tare mult când aud că iertarea asta este la putere, ca să zic așa, că multă lume nu iartă și se îmbolnăvește, știi? Ții acea supărare, acel necaz în sufletul tău și îți faci singur rău. Și atunci trebuie să iertăm. Știi ce nu înțeleg eu? Acești bărbați care nu își asumă, fac un copil 2, 3, 5 sau cât fac, ei da, și nu știi, nu-ți pasă. Băi, copilul tău are ce mânca, copilul tău e bine. Ce suflet ai? Oare ai suflet? Niculina chiar a declarat... Oare te numești om? Scuză-mă, că este un subiect foarte, foarte sensibil. Răspunsul chiar Niculina ne l-a dat la această întrebare. Spunea că femeia, mult mai tânără decât tatăl ei, i-a interzis cumva să mai ai legătura cu familia lui, să se mai ocupe de copil, de fosta soție și așa mai departe. Dar ce suflet ai? Adică, ok, nu-ți mai place de mama copilului tău, da? Dar ce vină are acel copilaș, acea binecuvântare care a apărut în viața ta? Deci poți să stai și cu 10 femei odată. Frate, ok, fă-ți viața, dar copilul e copil. Deci niciodată nu trebuie să permiți unei femei sau unui bărbat să-ți interzică acest lucru, știi, să nu-ți mai vezi copilul, copiii. Păi, dar ce iubire e asta? Cine te iubește, te iubește cu copil, cu tot. A știu de la început că ai copil, da? Sau că ai copii. Nu știu, nu înțeleg acești oameni. Ți-am zis, este un subiect destul de sensibil. Și uite, din păcate sunt foarte multe cazuri să facă copii săracii, își doresc tot sufletul și nu reușesc. Și altora le dă Dumnezeu copii. Și nu doar artiști, sunt oameni în general. Câte femei, foarte multe femei din toată lumea își doresc acest lucru și nu reușesc. Este foarte dureros. Un gest poate de unii destul de judecat, poate alții au înțeles-o. Noi nu suntem în măsură să judecăm în niciun caz. Corect, nu judecăm pe nimeni. Tatăl său s-a simțit în viață, însă ea a ales să nu o meargă la mormântare, pentru că spunea că nu a fost atrasă de acest om niciodată și nu simțea să facă acest lucru. Păi cum să mergi și la mormântarea unui străin? Pentru ea, măi, tată este cel care te crește, mă, nu cel care te face și te lasă și te abandonează. Înțelegi? Dacă o lăsa și mama ei și dacă... Nu sunt de acord. Orice s-ar întâmpla și dacă ai fost înșelat de soția ta și aveți copii, copiii n-au nicio vină. Tu trebuie să ai grijă de copiii tăi. Adică, ți-am zis, nu înțeleg. Nu cred că au suflet acești oameni sau au probleme psihice. Să mă ierte bunul Dumnezeu și să mă iertați, dragii mei. Poate sunt așa mai acidă. Dar am o sensibilitate la copii și nu suport. Adică... Cu siguranță sunt perioade, momente și experiențe care au marcat-o pe Niculina Stoican. Păi te marchează și, scuză-mă, Asim, dar sunt experimente, sau cum să le zic, care îți rămân...
pe viața aici în suflet și poate nu te mai poți vindeca niciodată. Traume. Uite, da. Un tată care te părăsește poate să-ți dea o neîncredere în tine, să ai niște frici, niște temeri, să crezi că toți bărbații sunt la fel. Și cu greu s-a ajuns să ai încredere într-un bărbat, să-ți faci o relație, să te căsătorești. Știi? Da, apropo de acest lucru, ea n-a avut mult noroc nici pe partea aceasta. Mă refer că ghinionul s-a ținut lanț în momentul în care soțul ei a avut probleme cu legea. Însă ea este o femeie puternică, are o familie foarte frumoasă, au trecut peste. O salutăm și noi. O salutăm, o pupăm, este foarte iubită, o iubim și este și foarte credincioasă, Nicolina, să știi. Și facem mult bine. O îmbrățișăm cu drag, Orela, rămâi alături de noi.